Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la versetul 31. Toma, zis Geamân, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, Adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim frumos pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru harul Tău, mulțumim că, la fel cum ai stat în mijlocul ucenicilor altădată, ești și astăzi prezent aici, în mijlocul nostru. Și te rugăm, Doamne frumos, să ne vorbești fiecăruia potrivit nevoilor noastre, dar și potrivit scopurilor tale eterne. Să lași, Doamne, ca Evanghelia să fie rostită clar și biblic și numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie onorat și înălțat în veci de veci. Amin. Luați loc, vă rog frumos. Fiindcă suntem încă în proximitatea celebrării învierii Domnului Iisus Hristos, ceea ce în popor sau în mod popular este cunoscut ca Paștele Mic, astăzi, sau Duminica Tomi. Permiteți-mi cu toată dragostea să vă salut și eu pe fiecare dintre dumneavoastră cu frumosul și necesarul salut. Hristos a înviat! Amen. Domnul Isus să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți și să ne ajute ca acest adevăr să fie unul care să ne modeleze viețile noastre. Învierea Domnului Isus Hristos să ne transforme inimile și să aibă impact în viețile noastre ale fiecăruia. Amin. God is tot. Dumnezeu este mort. Aceasta a fost o cunoscută afirmație larg răspândită a filozofului german Friedrich Nietzsche. Nietzsche a folosit expresia aceasta într-un sens figurativ pentru a exprima ideea că iluminismul a ucis posibilitatea credinței în Dumnezeu sau în orice zeu care a fost venerat vreodată. Altfel spus, după iluminism, God is tot. Dumnezeu este mort. Gata cu credința, Gata cu superstițiile, gata cu vestigiile Evului Mediu. De acum încolo ne-am emancipat, ne-am deșteptat, suntem oamenii progresului, ai științei, ai tehnologiei și nu mai avem noi de credința babelor și a moșilor. Nu mai avem noi voie să mai apelăm la astfel de lucruri învechite. Suntem astăzi oameni care nu mai cred. Cam aceasta era filozofia care s-a perpetuat. Și totuși, de la Nici până la noi. A trecut multă vreme și de atunci și până astăzi, oamenii au continuat și continuă să creadă. Și oamenii continuă să se pocăiască și oamenii continuă să vină la Domnul Isus Hristos dintr-un motiv foarte simplu și anume că Dumnezeu nu este mort. Dumnezeu este viu în vecii vecilor, slăvit să fie în numele Lui. El aduce și continuă să lucreze și să aducă oameni de la necredință la credință. Și într-o zi, într-o bună zi, a avut milă și de noi s-a îndurat de fiecare dintre cei ce suntem prezenți aici. Ne-a recuperat de pe drumurile necredinței, ne-a recuperat din nebunia noastră, din răzvrătirea noastră, din nebăgarea noastră de seamă și ne-a adus ca pe niște oițe pierdute în staulul său binecuvântat. După cum spuneam, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta, trebuie să merg să le aduc și pe ele. Și Domnul ne-a adus. Și știți care este vestea cea bună? Că Domnul și astăzi poate să aducă oameni de la necredință la credință, și mâine va aduce oameni de la necredință la credință, și poi mâine va aduce oameni de la necredință la credință. Și cât va răsări soarele și cât va mai ține pământul acesta, până va reveni Domnul Isus Hristos pe norii cerului, El și puterea sângelui vărsat va zdrobi și cele mai împietrite inimi și poate să-i transforme pe oameni și se i aducă de la necredința și răzvrătirea lor la credința în Domnul Isus Hristos. Iar textul pe care noi l-am citit astăzi, cel care ne vorbește despre Toma, supranumit necredinciosul, are rolul tocmai de a ne demonstra că se poate de a ne demonstra că se poate ajunge de la necredință la credință. Haideți așadar în minutele care ne stau înainte să ne uităm la câteva aspecte relevante din pasajul acesta privitoare la această tranziție de la necredință la credință. Și sunt câteva, mai precis, patru aspecte importante pe care aș dori să le notăm. În primul rând, obiectul credinței. Cred, cred, dar ce să cred? Este foarte bine să ne delimităm și să ne definim obiectul credinței. Astăzi trăim într-o lume în care credința a ajuns să fie asemănată cu un ghiveci. Nu ghiveciul de flori, ci ghiveciul acela de mâncare. Nu știu dacă ați mâncat, eu când eram la Timișoara, la liceu, stăteam într-un internat undeva cu vreo 200 de elevi și aveam mâncare la cantina internatului pe care o mâncam. Una dintre cele mai detestabile era ghiveciul. Când era ghiveci, nu știam pe unde să fugim și făceam foamea, pentru că, într-adevăr, în ghiveci pui tot ce ți-a rămas în casă și n-ai mai avut ce să faci cu acele lucruri. Și uh, nu ne plăcea deloc. Unii fac așa astăzi cu credința. Credința este un fel de ghiveci. Unul spune, uh, cred într-o energie, uh, cred că trebuie să fie ceva acolo, cred într-o forță, altul cred în mama, cred în puterea mea, cred în mine, cred în fiecare alege. Cumva și, și definește credința într-un mod foarte ambigu și foarte ciudat. De aceea este bine să ne definim obiectul credinței. Și observați, aș începe cu finalul, pentru că. Trebuie mai întâi, înainte de a vedea cum ajungem de la necredință la credință, trebuie mai întâi să știm ce să credem. Și aș începe cu finalul. Dacă priviți la versetul 28, o să vedeți că Toma ajunge la această faimoasă mărturisire de credință în care ne arată foarte clar care este obiectul credinței. Și Toma a răspuns și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată esența credinței creștine. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la tine și de la mine. Să spunem la fel ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta este esența. Dar ce înseamnă Domnul meu și Dumnezeul meu? Găsim o explicație și o detaliere a acestei afirmații pe care o face Toma chiar în epilogul Evangheliei. Dacă vă uitați în versetul 31, spune așa, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți ce? Că Isus este. Cristosul, fiul lui Dumnezeu. Iată așadar din cele două afirmații, cea pe care o găsim în versetul 28 și cea pe care o găsim în versetul 31, înțelegem noi astăzi care este esența credinței creștine. La ce se așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce vrea el să mărturisim? Și anume, omul păcătos trebuie să ajungă să vadă în Isus Hristos, să l vadă pe Dumnezeu întrupat. Să vadă că Isus Hristos este Dumnezeu pe pământ. Dacă nu ajungem să vedem divinitatea Domnului Isus Hristos, am ratat esența credinței creștine. Nu știu ce alte lucruri putem să credem, vis-a-vis -vis de credință, de închinare, de practici, de uh, orice alte lucruri despre care putem discuta. Dar un lucru este nenegociabil și ne indiscutabil în credința creștină. Esența ei este cristocentrică. Toți Adevărații credincioși cred că Isus Hristos este Dumnezeu întrupat, este Fiul lui Dumnezeu. N-a fost un simplu om, n-a fost cineva oarecare. De ce este important acest lucru? Pentru că de modul în care îl vedem pe Domnul Isus Hristos atârnă viața noastră. De modul în care îl vedem pe Domnul Isus Hristos depinde veșnicia noastră. De aceea, noi trebuie să ajungem să credem că Isus Hristos este coegal, coetern și cosubstanțial cu Tatăl. Este deopotrivă cu Tatăl Ceresc, Dumnezeu Creatorul Universului, Dumnezeu infinit în toate atributele sale, Dumnezeu care nu are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Se face om, se face ca noi și vine în lumea aceasta. Acesta este un lucru foarte important pe care trebuie să-l credem. Și știu că poate stăm foarte relaxați acum pe scaunele noastre, sau ar fi bine să stăm pe scaunele noastre, apropo, dar știu că în momentul acesta ne vine foarte ușor să credem că toți am ajuns la acest adevăr. Poate că fiecare se gândește la El, la sufletul Lui și spune în momentul acesta, a, și eu cred că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Ce bine! Ce bine că eu cred ceea ce trebuie. Dar vreau să vă spun ceva. Această credință, acest obiect al credinței, este mai mult decât o accepțiune intelectuală. Este mai mult decât un adevăr teologic. Știți cine mai crede că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Satana. Satana crede că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Vă amintiți că demonii, la un moment dat, când se apropie de ei, Iisus spune, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, îl recunoșteau, Vă să zic că dacă noi, toți cei de aici, credem că Isus este Hristosul Fiul Lui Dumnezeu, că adică credem în acest adevăr cu mintea noastră, ne aflăm la același nivel la care se află mulți oameni și chiar duhurile rele. Nu asta este, sau nu doar aici se rezumă esența creștină. Da, este necesar să acceptăm acest adevăr teologic, să știm acest lucru, dar nu ar trebui să ne rezumăm aici, ci ar trebui să facem un pas mai departe și să înțelegem că această credință, pe lângă adevărul teologic, înseamnă și un angajament personal. Ora asta îi lipsește satanei. Înseamnă nu numai să cred intelectual, ci să am un angajament cu viața mea, cu ființa mea în ceea ce cred. De aceea dacă vă uitați la Toma, Toma nu vine și spune, a, știu cine ești, știu, tu ești Domn și Dumnezeu, așa spune. Nu, spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și acest meu, acest pronume posesiv este extrem de important pentru că atunci când spune Domnul meu și Dumnezeul meu, arată prin asta că el personal vrea să se supună lui Hristos, vrea să se dedice lui Hristos, vrea să recunoască că Hristos are drepturi totale asupra vieții sale, să-i revoluționeze, să-i reconstruiască, să-i remodeleze viața totalmente. Și ceea ce era valabil pentru Toma este valabil pentru mine, valabil pentru tine, este valabil pentru orice creștin din ziua de astăzi. Nimeni nu poate să aibă credința adevărată dacă nu ajunge la această înțelegere că Hristos are drepturi de Domn și Dumnezeu asupra vieților noastre și poate să facă ce vrea cu viețile noastre. Asta este foarte important să înțelegem. Și acum vreau să vă întreb: se întâmplă asta cu viața noastră? Ne dorim asta din toată inima? Face Hristos tot ce vrea cu noi, cu viața noastră? Este El stăpân peste gândirea noastră, peste vorbirea noastră, peste dorințele noastre, peste faptele noastre? Observați? Asta este esența credinței creștine. Acesta este obiectul credinței. Să-L recunoaștem pe Iisus ca Domn intelectual, ca adevăr teologic, dar să ne supunem ființele, să ne proșternem inimile la picioarele Domnului Iisus Hristos și să-L tratăm pe Domnul Iisus Hristos cu maximum de respect posibil, considerând că El este Dumnezeul întrupat în care noi credem nu să-l tratăm pe Domnul Isus Hristos ca pe un tovarăș de viață la care apelăm din când în când, cu care conversăm din când în când și care are dreptul să ne sfătuiască din când în când. Creștinul spune: "Domnul meu și Dumnezeul meu. Doamne, tot ce sunt este al Tău." Și asta afirmă foarte clar Pavel în 1 Corinteni capitolul 6, unde ne spune fără echivoc: "Nu știți că voi ați fost răscumpărați cu un preț și că voi nu sunteți ai voștri, ci trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru sunt ale lui Dumnezeu. Momentul în care devii copilul lui Dumnezeu, nu mai ai timp, nu mai ai bani, nu mai ai viață, nu mai ai nimic, toate acestea sunt ale lui. Noi le avem doar în administrare. Și noi suntem doar niște administratori care trebuie să le folosim într un mod înțelept și în ascultare de Dumnezeu. Suntem carobul care primește talentul din partea stăpânului și trebuie să l-administreze. Nimic din ce avem nu mai este a nostru, totul este un Totul este a stăpânului nostru care ne dă pentru o vreme tot ce avem să administrăm pentru voia lui. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin. Apoi Facem un pas mai departe de la obiectul credinței, după ce am văzut ce trebuie să credem, mergem spre beneficiul credinței. Adică am văzut ce trebuie să cred, dar cu ce mă aleg dacă cred? Pentru că hai să fim sinceri, să recunoaștem, așa este gândirea omului întotdeauna în termen de business. Ce pierd și ce câștig? Uneori, sigur, nu e bine să gândim așa, dar Până și Domnul folosește această imagine și spune adevărat, vă spun că nu este nimeni care să-și fi pierdut viața pentru mine și să nu o câștige. Sau cineva vrea să-și piardă viața, să câștige viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața, o va câștiga. Deci, și în altă parte spune, adevărat vă spun că nu e nimeni care să fie lăsat tată, mamă, holde și așa mai departe pentru mine și numele meu și să nu fi câștigat ne spus mai mult în veacul acesta și apoi în veacul viitor. Deci, Domnul folosește, se, se acomodează, cum se spune, se adaptează la mintea noastră și folosește acest mod de a se exprima. Și, evident, când alegi să crezi în Isus Hristos cu toată ființa ta și să-ți proșteri la picioarele lui Isus, toată ființa ta și să spui: Doamne, nu mai sunt al meu de acum, sunt al tău, tu dispui de tot ce sunt eu, pun tot ce am, viața mea, interesele mele, planurile mele, le pun pe toate la picioarele tale, automat întrebarea din conștiința noastră de undeva de acolo este: Hei, dar tu cu ce te alegi? Care este beneficiul credinței? Și cât de frumos este că textul nostru ne prezintă beneficiul credinței. În versetul 31 spune, dar lucrurile acestea, inclusiv mărturia lui Tom, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Observați? Acesta este beneficiul. Credința ne duce la viață. Ne duce la viață în numele Lui, în acest nume sfânt. Ne duce la viață veșnică. Vă să zic că fără credință nu putem să avem această viață veșnică. Indiferent ce altă cale alegem, calea faptelor bune nu ne va da viața, calea pioșenei personale nu ne va da viața, calea slujirii în biserică nu ne va da viața, calea filantropiei nu ne va da viața. Singurul care dă viața este Isus Hristos, pentru că El este viața și doar credința în El ne dă viața în numele Lui. Observați, dacă intrăm un pic în atmosfera aceea, din camera de sus, uh, ucenicii îi spuneau lui Toma, care inițial fusese absent, l-am văzut pe Domnul. Iar verbul în original, acest l-am văzut, ne arată că nu i-au spus doar o dată întreagă, așa, alergând cum mai trece câteodată copilul pe lângă noi în casă, știi, când fuge și vrei să spui ceva și nici bine n-apucă cuvântul să ajungă spre el că a trecut ca trenul și nu se lipește de el. Deci nu a fost o imagine de, de genul acesta, a alergat Petru pe lângă Toma și a spus, hei, am văzut pe Domnul și a fugit mai departe. Ci textul uh, ne lasă să înțelegem că tot repetau. Deci este, este, un verb care ne arată că era o acțiune continuă. Ceva de genul se tot țineau de Toma și stăteau. Toma, l-am văzut pe Domnul și îl mai lăsau 10 minute. Auzi? Dar serios l-am văzut. Și îl mai lăsau o oră. Chiar l-am văzut pe Domnul. Deci îi tot spuneau, ăsta e sensul, că îi tot spuneau mereu, mereu l-am văzut pe Domnul. Și uh, poate că la prima vedere, am putea să spunem, poate Thomas nu era atât de interesat. Și până la urmă ne gândim: Ce miză este așa de mare că Isus e viu sau nu este viu? Știi? Ne gândim, ok, poți să afli acest lucru sau poți să nu-l afli. Este o informație cu care poți, fără de care poți să trăiești, o informație neglijabilă. Ei bine, nu este așa. Pentru că vedeți. Textul ne spune că atunci, când, de fapt, ei toți spuneau l-am văzut pe Domnul, miza nu era atât de mult viața lui Isus, ci miza era mai degrabă viața noastră. Vedeți de ce este relevantă în vierea Domnului Isus Hristos? Nu se pune atât de mult problema că vreau eu să aflu dacă Domnul e viu sau nu. Eu am alte preocupări sau mă interesează subiectul acesta. Ok, tu ești mai religios, te interesează să studiezi despre învierea lui Isus. eu sunt mai puțin religios, mă interesează să studiez despre Marte și Jupiter. Acum, fiecare cu, cu preocupările lui, fiecare cu interesele lui. Nu așa se pune problema. Învierea lui Isus Hristos nu este un simplu fenomen de studiat. Învierea lui Isus Hristos, de fapt, vrea să spună ceva despre viața noastră, și când ei toți spuneau, l-am văzut pe Domnul sau Domnul este viu, cu alte cuvinte, mesajul era și doar așa putem și noi să fim vii. Fără învierea lui Isus, nu avem nicio șansă să fim vii. De aceea, când cauți să înțelegi învierea lui Isus, și cum trebuie să o căutăm? Imaginați-vă cum am fi într-o cameră mult mai mică decât asta și am mai avea aer doar pentru 5 minute. Și știm că în 5 minute S-ar duce tot aerul din cameră și n-am mai avea pic de aer. Iar cei care suferă de claustrofobie, deja cred că își imaginează ce vreau să spun. Și în momentul acela, știți care este gândul nostru? Următoarea gură de aer, cum să fac să ajung la aer? Că știu că mai e un pic, se duce și-s gata. Și caut cu disperare O următoarea gură de aer, vreau să, să scap de aici. La fel este învierea Domnului Isus Hristos pentru noi. Învierea Domnului Isus Hristos este gura de aer de care avem nevoie. Fără învierea Domnului Isus Hristos, viața noastră pe pământ este extrem de scurtă. Este de 5 minute în comparație cu veșnicia sau de o clipă în comparație cu veșnicia. Și după ce s-a terminat viața pe acest pământ, s-a terminat și aerul. Și -i gata. Dar pentru toți cei care cred în Domnul Isus Hristos, învierea Domnului Isus Hristos reprezintă aerul proaspăt și veșnic de care vom avea parte pentru totdeauna și care nu se termină niciodată. De aceea trebuie să căutăm învierea cu disperarea cu care un om prins într o capcană caută aerul. De asta era important pentru Toma să înțeleagă că Isus e viu. Nu era o simplă comoditate intelectuală, nu era un simplu adevăr extravagant, un subiect filozofic, nu era ceva pe care putea să-l studieze sau nu în funcție de interesele lui. Și vreau să spun și ție astăzi oricine ai fi, învierea lui Isus Hristos n-ar trebui să fie pentru tine o chestiune opțională, conjuncturală, întâmplătoare, ci învierea lui Isus Hristos trebuie să fie preocuparea ta, cea mai importantă, centrul preocupărilor tale, știi de ce? Pentru că de învierea lui Isus depinde viața ta. Ascultă, să nu crezi vreo înșelăciune. Nu există viață în afara numelui său. Nu știu câți ani mai ai de trăit pe pământ. Dar știu un lucru toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu trec din moarte la viață, la viață eternă. Toți ceilalți rămân în moarte pentru totdeauna. Ce face diferența? Învierea lui Isus și credința în El, în învierea Domnului Isus Hristos. Iată beneficiul credinței. Am văzut obiectul Credinței și beneficiul credinței. Vreau să facem un pas mai departe, în al treilea rând, și să vedem obstacolul credinței. Bun. Dacă știm ce să credem, dacă știm de ce să credem, am văzut care e miza, întrebarea cheie, de ce nu cred oamenii? De ce nu cred? Care este obstacolul credinței? Și sigur, aici sunt mai multe obstacole, că este ciudat dacă te uiți aici. În pasaj, avem mesajul. Există mesajul? Există. L-am văzut pe Domnul. E clar. Nu poți să spui că nu există mesaj. Mesaj există. Asta este Evanghelia în miniatură. Când spui l-am văzut pe Domnul, ăsta este mesajul Evangheliei. Deci avem mesaj, avem mărturie, avem și martori. Au venit ucenicii și au spus l-am văzut pe Domnul. Deci ai Evanghelia, mesajul, ai și martorii și totuși Toma nu crede. De ce? Dacă ne uităm să vedem aici, putem să discutăm despre obstacole în calea credinței, probabil 50 să prezentăm de astfel de, de blocaje, de garduri în calea credinței. Dar cred că ele pot fi toate adunate într-un blocaj rădăcină, într-un păcat rădăcină din care decurg într-un sens toate celelalte păcate și care, păcat care îi blochează pe oameni și nu îi lasă să creadă în Dumnezeu. Și haideți să ne uităm un pic ce spune El. El spune așa, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Observați ce face el aici? El zice așa, am aflat despre învierea lui Isus Hristos și folosește foarte mult persoana întâi, singular, în diverse forme ale acestui pronume. Și spune: Dacă nu voi vedea eu, dacă nu voi pune mâna mea, dacă nu voi pune degetul meu, eu, 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 eu trebuie să fiu acolo, asta una la mână și doi, plecând de la premiza că acest eu are capacitatea de a înțelege realitatea și adevărul așa cum se cuvine. Cu alte cuvinte, eu sunt judecătorul maxim. Pe barba mea și pe baza mea. Pe, pe puterile mele mă pot baza eu ca să aflu dacă este așa sau nu. Dacă ar fi să formulez în alți termeni, cred că marile blocaj în calea credinței este încrederea în sine. Și când spun încrederea în sine, aici ca să nuanțez un pic la ce mă refer, este iluzia controlului, iluzia autorității, faptul că noi suntem în control faptul că putem rezolva lucrurile iluzia autonomiei că eu nu depind de nimeni că eu mă descurc mândria încăpățânarea păcatul de a crede că știm noi mai bine că înțelegem noi mai bine realitatea că putem repara noi că putem soluționa noi că putem temporiza noi deciziile, că vom vedea noi ce va fi și ne adaptăm din mers, că noi suntem rezolvatorii, că noi reușim să deținem controlul asupra lucrurilor. Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a creat în dependență, l-a creat cu calitatea de creatură și prin definiție creatura își duce existența în dependență față de creatorul ei. Prin însăși calitatea de creatură, este obligat să fii responsabil față de cel ce te-a creat. Dar satana a venit și l-a ispitit pe primul om, pe primii oameni și astăzi este aceeași ispită rădăcină. Ispita autonomiei, ispita propriei înțelepciuni, ispita controlului, lasă că știu eu, știu mai bine, nimeni nu știe, eu știu, eu rezolv. Și de fiecare dată când Dumnezeu cheamă pe cineva la pocăință, are impresia că El știe dacă se va pocăi, când se va pocăi, cum se va pocăi? El știe cine are dreptate, el știe ce să facă cu viața lui. De aceea n-ați văzut de multe ori când cineva vine și spune nu mai trăi așa, nu mai faci așa, nu mai trăi în băutură, nu mai trăi în curvie, nu mai trăi când droguri, nu mai trăi așa, nu mai face asta. Lasă că știu eu, lasă că rezolv eu, lasă că nu e atât de periculos, lasă că și acel eu, acea persoană care vrea să stea pe tronul deciziilor, pe tronul propriului Univers, este marele blocaj în calea credinței. Avem iluzia colosală, trăim cu iluzia colosală că ne putem stăpâni viețile și destinele. Când adevărul foarte clar este că nimeni nu poate să stăpânească nimic în afară de Dumnezeu. Nici cei mai mari dictatori ai lumii nu pot să stăpânească nimic decât atât cât le permite Dumnezeu. De aceea, credința și pocăința, știți când survin, când apar? Doar în momentul în care omul este în stare să se smerească, să-și calce pe mândria lui, pe aroganța lui, pe deșteptăciunea lui, el care crede că știe, că drege, că face. Nu dau eu pasrea din mână pe aia de pe gard. Știm noi ce o fi dincolo. Dacă eu știu eu pe ce mă bazez aici. Am văzut eu, m-am uitat eu la televizor, am citit eu. Am citit eu nu știu ce carte. Omul care se încrede în el. Primul pas ca să ajungi spre credință și pocăință este să-ți smerești sufletul. Să fii cu un suflet zdrobit. Să-ți recunoști falimentul. Să-ți recunoști eșecul să spui, Doamne, de atâtea ori m-am crezut deștept și am dat cu capul în gard. De atâtea ori am crezut că nu o să cadă în păcatul acesta și am căzut. De atâtea ori am crezut că o să fiu un soț bun prin propriile forțe și n-am fost. Că o să fiu o mamă bună prin propriile puteri și n-am fost. Că o să fiu o soție bună și n-am fost. De atâtea ori am crezut că voi fi așa și așa și în momentul în care ne zdrobim și ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și venim înaintea Lui săraci în duh, ca niște cerșetori care privesc la mâna stăpânului său și așteaptă îndurare și har divin din partea Lui Dumnezeu, abia așteaptă Domnul să-și reverse pentru noi harul belșugului său. Și abia atunci Domnul ne dă credința adevărată și pocăință. El spune că nu desprețuiește un duh zdrobit. Problema este că oamenii astăzi nu mai au duhurile zdrobite. Oamenii astăzi vor duhuri care dansează, care joacă, voioase, pline de bucurie și nu e rău să fim bucuroși. Nu e rău! Este foarte bine să fim bucuroși, dar să fim bucuroși în Hristos. Dar nu să fim cu duhurile tari, autonomi, țanțoși, să respingem sfatul divin, călăuzirea divină, voia lui Dumnezeu, Asta este marea problemă a oamenilor, mândria. Mândria este întotdeauna înaintea căderii. Cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. De aceea Domnul să ne ajute să putem depăși această barieră doar dacă depășim încrederea în sine. Dacă suntem gata să avem duhul zrobit, să venim înaintea Domnului, Toma putea să spună, Poate nu înțeleg eu foarte bine lucrurile. Poate nu cunosc eu toate lucrurile. De ce n-aș crede ce îmi spuneți voi? Și și dacă mi-aș pune eu, nu înseamnă că dacă îmi pun eu mâna în semnul cuielor, uh, automat este adevărat, automat așa este. De ce să mă bazez atât de mult pe ce spun eu și să nu mă bazez pe ce spun alții? Iar noi astăzi și ce avem? Avem Biblia, avem cuvântul lui Dumnezeu, mărturia asta. Dar știți că și astăzi sunt oameni care se bazează mai mult pe ce cred ei și pe ce spune ei decât pe ce spune Biblia? Și de ce? Că ei cred că sunt mai deștepți decât cel care a scris Biblia. Dar cel care a scris Biblia știți cine este? Cel care a inventat matematica, fizica, chimia, biologia, astronomia și toate științele care există. Cel care a scris Biblia a inventat toată cunoașterea și să vin eu să mă cred mai deștept decât cel care a scris Biblia este o mare, mare înșelăciune. De aceea trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care ne spune cu adevărat cum este omul și anume ne spune că omul este dependent de Dumnezeu, că omul fără Dumnezeu este pierdut, că Dumnezeu are întotdeauna dreptate, că omul trebuie să se smerească, înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, am văzut obiectul credinței, beneficiul credinței, obstacolul credinței. Haideți să vedem și obținerea credinței. Cum se poate totuși, dacă depășim acest obstacol, cum reușim să ajungem la credință? Și vreau să punctez rapid câteva lucruri. Mai întâi, atenția lui Hristos la nivel personal. În versetul 27 ne spune că Iisus a venit și după ce l-a spus ucenicilor așa la comun, pace vouă, l-a fixat pe cine? pe Toma. Asta îmi place la Domnul Isus, că El niciodată nu se uită doar la mulțime, El se uită și la persoană. Te caută, te găsește, ochiul Lui te privește, te fixează și sunt convins că și în aceste momente Dumnezeu îți vorbește personal. Dumnezeu nu vorbește doar la mulțime, Dumnezeu îți vorbește ție și inimii tale și slăvi să fie Domnul pentru asta, fiindcă asta înseamnă îndurare. Când Dumnezeu te caută personal, nu te caută să te biciuiască, să te apese, să te zdrobească, să te ducă în iad, te caută să te salveze, Amin? Amin? Când l-a căutat pe Adam și pe Eva, când a spus unde ești, nu căuta să dea cu biciu pe el, căuta să-i rezolve problema, de asta îi căuta. Și de asta Domnul te caută pe tine astăzi, ca să-ți rezolve problema. Primul lucru, atenția personală. Domnul acordă atenție în mod personal. Uneori noi nu reușim. Știu că cineva o a plecat dintr-o biserică, că la un moment dat fratele păstor dădea mâna cu oamenii, Persoana a trecut, a, dat, a întins mâna spre pastor, pastorul n-a văzut-o și a ratat-o. A stat vreo două secunde cu mâna întinsă, pastorul era ținut de vorbă de altcineva, a văzut că pastorul n-a dat mâna și după aia a părăsit biserica și n-a mai venit niciodată. Credeci nu i-a acordat atenție. Era o, o biserică cu câteva sute bune de oameni. Înțelegi? Uneori se întâmplă să nu reușim să acordăm tuturor atenția pe care ar dori-o și ar merita-o fiecare în parte. Dar Domnul Iisus, întotdeauna are timp și atenție pentru fiecare dintre noi și pentru toate întrebările noastre. Pasul următor, nu numai că este atent la nivel personal, dar are capacitatea de a răspunde obiecțiilor. Este foarte interesant răbdarea Domnului Iisus Hristos și când mă uit aici, vă spun sincer, atâta. Oh, atâta mă, mă, apasă și așa îmi vine să, să zic, Doamne, de-aș avea și o răbdare asta, dăm și mie din răbdarea Ta, Doamne. Că eu dacă eram în locul Domnului Isus Hristos și în poziția Lui, mai ales să fost și înviat și glorificat, mă, mă, uitam la Toma și spuneam, cine ești tu, mă, băiatule? Dar cine te crezi tu să vii cu astfel de întrebări? Te crezi așa de inteligent? Ia uite, ia pune mâna. Crezi că dacă pui mâna, n-aș putea să te păcălezi? Sau, ai făcut medicină? Sau, ce, ce, ce te crezi tu? cine te crezi tu? O abordare mai, mai naturală, mai, mai, firească, mai păcătoasă, nu? Așa am fi făcut poate mulți dintre noi. Dar ce îmi place de Domnul, câtă răbdare are. Și nu numai cu tău, mai sfinți încercare și cu noi. Știi? Nu ne ia de sus, Domnul? Nu ne ia peste picior? Nu ne bat jocorește? Nu face mișto de noi? Ne ia serios. Și Domnul se uită serios la Toma. Toma zice, hai cu încoace nu numai că ți acordă atenție personal, dar poți să să-ți răspund la toate obiecțiile tale. Ia spune, spune tu, ce, ce obiecții ai? Asta bun, altceva? Hai spune. -mi. Îți garantez că nu există nicio obiecție la care să nu pot eu să răspund. Vă amintiți de Gedeon și semnul cu lână? Doamne, pun lână acum, să vină roa pe -a, dar pun luna, invers, să nu mai fie roa pe dar încă ceva, dar încă... Și tot venea și zice, bine, hai, altceva mai ai? Mai ai? Și noi de multe ori n-am spus, Doamne, o să mă pocăiești, o să mă sfințești, o să stau pe calea ta toată viața mea. Dar uite aici dacă mă mai ajuns. Și te ajută, Domnul. Și examenul ăsta să iau și le ai luat și pe ăla. Să mai iau și permisul, Doamne, și gata. Ai luat și permisul. Doamne, să mă scoți din spital, din boala asta și ai ieșit și din spital. Pe toate ți le rezolvă una după alta, una după alta. Ce altceva mai ai? Mai ai? Când vrei să mă urmezi cu toată inima? Când vrei să fii pocăit pentru toată viața? Când? Ce? Câte vrei să-ți mai împlinesc? Câte semne? Câte cereri? La câte obiecții vrei să-ți mai răspund? Vedeți cât de bun e Domnul cu noi. Ne uităm la Toma, dar noi l-am depășit pe Toma de mult. Domnul ne-a binecuvântat mult mai mult decât pe Toma și ne-a răspuns la mult mai multe probleme, întrebări, nelămuriri, obiecții, frustrări și câte și mai câte. Are capacitatea de a răspunde la toate aceste obiecții. Și apoi, tot aici, la, ca să ajungi la credință, nu numai că se uită personal la tine și are capacitatea să răspundă la obiecții, este chemarea concretă. Întotdeauna Iisus Uh, nu abordează lucrurile cu apropouri. Da, vine, te iubește, să răspunde la obiecții, dar după să zică, știi, oare n-ar trebui să faci ceva, cum le mai zicem copiilor? Ce trebuie să zici? Uh, da, acum dacă ai greșit, oare n-ar trebui să spui ceva? Și spune că apropo, și copilul zice, ce? Ce să zic? El știe, dar se face că habar n-are. Dar ce să zic? Păi iartă-mă! Iartă-mă! Păi eu trebuie să-ți spun iartă-mă, tu nu puteai să spui singur. Cunoaște scenariul, da? Domnul Isus nu, 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 nu abordează lucrurile și este direct, este sincer. Și după ce îi răspunde la obiecții, îi spune: Tomo, vino încoace și știi ce? Nu fi necredincios. Și credincios. Întotdeauna Domnul te cheamă direct și concret și spune ce să faci. Nu te ia prin învăluire. Domnul spune direct. Trebuie să fii credincios. Punct. Ți-am răspuns? Ți-am răspuns. Mai ai vreo obiecție? Nu mai am. Bun. Atunci trebuie să fii credincios. Așa sau nu? Vă amintiți când cineva a venit și a spus, Doamne, vreau și eu să te urmez, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi îngrop tatăl. Lasă morții să-și îngroape morții și tu vină și urmează -mă. Observați cât de direct este. Îți spune sau vreau să te urmez. Fii atent aici. Cine se apucă să-și zidească un turn și nu calculează de înainte dacă are cu cel zidii? Sau pleacă la o luptă și nu calculează dacă poate să-și învingă uh, dușmanul? Fii atent. Foarte direct. Și vreau să spun lucrul acesta. Dumnezeu astăzi ne cheamă pe noi direct la credință. Nu ne ia prin învăluire, nu ne ia cu apropo, ne spune că toți, de la cel mai mic la cel mai mare, cei care suntem prezenți aici, trebuie să credem că el este Dumnezeu întrupat și să ne supunem voința noastră voinței Lui. Voia ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea. Și să ascultăm de El în toate lucrurile. Și o spune cât se poate de direct. Asta face El. Și ultimul lucru, și cu acesta închei, tot aici, la ultimul pas, răspunsul personal. Domnul cheamă, dar niciodată nu se termină procesul fără un răspuns personal, pentru că Thomas spune: Domnul meu și Dumnezeul meu, întotdeauna nu poate răspunde altul pentru tine, nu poți să lași răspunsul pe mâine, întotdeauna la chemarea lui Hristos, ca să ajungem de la necredință la credință, trebuie un răspuns personal și direct. Și astăzi ar fi foarte fain dacă putem răspunde și noi toți. Să spunem, da, Doamne, vreau să cred. Știu că e slabă credința, știu că nu rămân totdeauna așa de tare cum mi-aș dori, dar vreau să cred, vreau să mă supun, vreau să ascult de tine, vreau să nu mai fiu încăpățânat, răzvrătit, să nu mai încred în mine, în înțelepciunea mea, în puterile mele, în, în ideile mele. Vreau să le pun pe toate la pământ și să cred ce spui tu, în cuvântul tău, să te ascult pe tine. Acesta trebuie să fie răspunsul nostru al fiecăruia. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți să rămânem în credință până la capăt. Iar cei care încă nu au ajuns la credință, dacă este cineva astăzi aici, are astăzi ocazia să ajungă de la necredință la credință. Amen.